make them bounce. Salutare, dragi prieteni, eu sunt Ultra FIFA și vă spun bun venit la un nou episod din The Sims 3. După cum vedem, Alex se culcă, este foarte obosit, a venit și de la muncă, dar este în energie, să spunem așa, omul ăsta Peri. Vedem că trebuie să mănânce și el. Ni se stricase și frigiderul, dar în sfârșit am reușit să îl reparăm. Totuși nu știm cum să facem curat, avem gunoi în bucătărie, mai ales la coșul de gunoi. Poate ne spune și nouă cum să golim coșul de gunoi, chiar nu avem nicio idee, nu știu, nu am găsit nicio soluție. Dacă dăm acolo la MP, adică să golim coșul de gunoi, ne-l dă aburit, nu putem să selectăm. Ia uite, dai să încerci, chiar dacă se culcă, să culcă playerii noștri, dar tot degeaba. Dacă nu mă șel, și așa nu mergea. Noi după ce ne-am culcat trebuie să mergem la baie, vedem, iar apoi imediat trebuie să socializăm. Vom ieși și în oraș cu timpul, dar după ce vom face treaba mică, am făcut-o chiar acum. Trebuie să ne și spălăm, facem un duș, fi destul de bun dacă tot vrem să ieșim în oraș. Să facem un duș. Așa ar fi cel mai bine. Ăsta mănâncă Peri, vedem că mănâncă și el. Da, e gunoi în casă, nu știu cum poate să mănânce așa. Crăcie și el, te pomenești că și el o mânca. Trebuie să golim neapărat. O, bună, să punem asta la gunoi, dar nu este... Păi, de capul meu. Du-te, vă, și pișe-te pe tine. Să pișe pe el Peri și mai trebuie să... se și spele după aceea, dar nu-i neapărat, nu știm cum să golim coșul ăsta, că vă vine să credeți. Trebuie să mergem la o petrecere, eu așa cred. Bine, dar lăsăm asta, nu este cea mai mare problema noastră. Wow, greu, hai să ieșim în oraș totuși, în travel. Da, ne e foame, nu? Trebuie să mâncăm și trebuie neapărat să socializăm, după cum vedem. Ne-ar trebui să spunem o petrecere. Vom vedea dacă vom ieși și noi la o petrecere. Ne ducem unde oare? La gym? Să mergem la gym, nu? Să mai tragem de fiare, să mai vedem fete sexy care trag de fiare, dar ele vor de fapt să facă impresie nouă. Ne vom preteni și noi, sperăm, mai ales că până acum noi nu prea am avut succes la fete, mai ales succesul care l-a avut Peri, dacă aveam pe jumate era foarte bine și poate că am fost și puțin prea discret. Așa, suntem în sala de forță, de fapt trebuie să intrăm în sala de forță, așa, lăsăm totul să se întâmple mai repede, să tragem totuși de fiare, că lucrăm la acest aparat. O trage la picioare, da, nu are mai deloc picioare Alex. Da, ce repede se întâmplă totul. Și ăsta e Peri, mă? Nu, e Eric, îl cheamă pe ăsta Eric Ludi, poate comunicăm cu el, uite, Gage, cum l-o chema, uite-o pe aia, pe lațea aia. Samba. Așa... Mai tragem sau ce mai facem? Eu ziceam să socializăm cu tine. Uite asta, dacă tot vine la noi. Ia uite. Ia. Zice ceva funny, normal. Bravo, bine Ultra. De fapt Alex. Workout pași. Mai ieșim ceva tot așa, tot de funny. E bine să ne pretenim, până acum a mers de poveste, dar vom ieși și noi. Așa, să o dăm la prieteni, știu eu, de Ask About Day. Așa, cel mai bine. Am plecat, dar chiar nu știm unde a plecat. Tot ne-am obișnuit așa de bine cu jocul ăsta, chiar nu știm cum să golim coșul de gunoi. Poate aveți voi vreo soluție, asta ne-ar trebui cam neapărat să spunem. Vom vedea, vom trăi și vom vedea ce vom putea face. Bun, suntem la casa noastră, în curtea noastră. O, s-a dus Peri la muncă? Sau, nu, ăla Alex s-a dus la muncă, Peri nu știe cum să facă asta. Săracul de el. Oolo, nu știu cum să repare. Vedeți decât Alex e meseriașul. Ia, stai, poate ne dăm seama aici. Bad soul dings. Trebuie să mergem și noi la baie. În 20 de minute, cam așa, merge la muncă și ia uite și baia pute. Ce facem? O spălăm? Da, mă, bine, măcar toaleta să o spălăm și noi. O facem bec și lună, dar coșul ăla de gunoi nu e bine deloc acolo. S-a dus la muncă, acum o să vină și amândoi în scurt timp cu bani. Și asta o să fie tot mai bine pentru noi, ne-ar trebui și un duș. Câte sunt de făcut, dar după părerea mea cel mai important lucru ar fi să golim coșul ăla de gunoi, să strângem odată gunoaiele astea de prin casă. Sunt 3 gunoaie în casă aici. Hai să-l punem pe stradă. Nu cred că putem să luăm coșul de gunoi să-l punem în stradă. Nu găsim soluție. A venit ăsta, Alex? N-a venit, mai e puțin și va veni și el. Să mai luăm undeva, decât în curtea noastră, mă, putem să-l punem. Nu în față, în spate, mai bine în spate să-l punem gunoiul ăsta. Acolo, lasă-l acolo, și așa. Da, poate ne facem și noi o grădină, dar nu știm cât ar costa o grădină. Oricum e frumos, ar fi frumos. Așa, baie, da mă, într-un timp să spunem așa, o să ne cumpărăm poate și o baie. Dar eu zic că acum ne-ar trebui o grădină. Oh, da mă, și cărți, dar noi chiar nu am avut cărți. Jucării, să mor eu. Casa asta e camera de jucării, mă. Ce scumpe sunt și grădina. Da, scumpe rău de tot. Astea ce mai sunt, mă, camere, dar... Mamă, ce bucătărie, chiar frumoasă bucătăria asta. Asta e o altă cameră, asta e bibliotecă, da, frumoasă și biblioteca. Sunt idei frumoase astea în Sims și am văzut la ce dormitor frumos fusese acela. Ce să facem noi aici? Nu mai vine Alex, hai că mai e puțin și mai vine și cu bani. Nu știu cât mai are Peri, ia să vedem cât mai are Peri. Și el mai are tot puțin, cred că serviciul lui este mai scurt decât al lui Alex. Hai bossule, vin odată. A venit cu banul, 234, a câștigat încă o dată și acum trebuie din nou să vorbim cu alți oameni, dar după aia imediat trebuie să mâncăm și să dormim, iar apoi și să mergem la baie. Așa, da, să vorbim și noi, nu cu Bella, mă. Care am vorbit noi atunci? Care am vorbit la sală? Ia să vorbim cu asta, opa, să nu-i se-mi dă inima că am pus-o. Hai, bine mă, bine, e ceva de bine? Dar nu cred că a răspuns. Bun, mai încercăm cu... Cine mai avem noi pe aici? La iubire n-avem nimic, astea sunt toate persoanele cu care putem vorbi. Dar mama, aici dacă e minus, am pus-o asta, ce, că nici în seamă nu ne bagă. Să ne uităm la televizor, cred că asta ar trebui să facem și putem să și dormim pe canapea, dacă nu mă înșel. Avem nevoie mai ales de romantism, dar aruncăm și apoi trebuie să ne și culcăm. A venit și Peri și el l-a luat mai mult decât noi, dacă nu mă înșel. Hai să dormim că suntem tare obosiți. Am pus acolo în care la PC și cred că... Da, am lăsat-o Peri, dar bine că nu mănâncă. O fi el diabolic, dar nu-i face asta fratelui său. Bun, s-au mai încărcat și chestiile astea pe aici. Peri e numai la PC, este disperat după PC. Bun, bine că dormim și noi. Ar trebui după aia să mergem la toaletă. Mă, da, să dăm o petrecere, ar fi frumos. Apoi, ia uite pe Peri, s-a băgat lângă noi. Bă, ce-i place patul nostru. Nu știu, poate e și lui în pat mai șmecher, știu eu. Până la urmă e fratele nostru. Nu e sluga noastră și mai ales că e un băiat de treabă, așa, după câte am văzut. Ce facem, mă, un tort de ciocolată? Bun, ar trebui ăsta lui Peri. Și noi să mâncăm mâncarea, dacă e după... Bine, nu știu dacă mai e după masa aia de la PC. Ia, ce s-a întâmplat aici? A luat gunoiul și... Toi de viața mea, ce să facem cu coșul ăsta de gunoi? Nu înțeleg, aici ce soluție să găsim, chiar nu-mi dau seama. Vă rog foarte frumos, din toată inima mea, dacă puteți să ne spuneți cum golim coșul de gunoi sau nu știu ce putem face. Chiar nu ne dăm seama, cât de greu poate să fie. Ce? Ieșim de la muncă? De ce să ieșim de la muncă? Să ne găsim alta. A, ne găsim alt serviciu. Hai să dăm demisia. Mama, a dat Peri demisia. Și-a dat Peri demisia, dar Alex nu și-a dat, nu? Alex, să lăsăm la munca lui să ne mai rămâne măcar bani. Bun, să vedem ce găsim. Culinarii. Unde arată mai cam... A, am, da, am văzut. Pictatul. Sau astronaut, chiar nu știu. Criminal, mă, criminal. Chiar dacă e mai puțin bani, dar poți să furi bani, știi? O să încercăm criminal și așa. Peri e diabolic. Wow! Peri criminalul, maleficul Peri ornitorincul. Ar trebui să mâncăm. Da, ar trebui să mâncăm și mai ales să socializăm. Poate, păi uite, e mâncare acolo, putem să o servim, uite aici. Și poate ar trebui să dăm o petrecere, știu eu, ceva de genul. Uite... Și te mai tu la televizor când ești mor de foame. Și asta ai nevoie imediat. Așa, hai, hai, mănâncă ticu. O spală. Hai, mai merge acum ceva. Nu, deci oricum, deci prioritatea de zi ar fi să să golim coșul de gunoi. Blestematul coș de gunoi, nu putem, nu ne dăm seama ce ar trebui să facem, nu înțelegem de ce nu putem să îl golim sau măcar să renunțăm la coșul de gunoi. Și gunoiul ăsta de aici trebuie să luăm iară, să-l aruncăm în spate. Ieșim și din ăsta jobul? Nu, de ce să ieșim în jobul ăsta, că câștigă bani mai mulți, mai ales că Peri acum are un salariu mai decent, trebuie să mai crească, să... Nu ieșim din jobul lui Alex. Bun, am mâncat. Dar trebuie să plecăm în oraș și să vorbim. Așa, deci trebuie neapărat să comunicăm. Și spuneam eu de petrecerea aceea, vom mai vedea. Dar chiar nu știu, mergem la o petrecere, nu? Să vedem, dacă vom putea merge. Așa, wall spearing, unde se dau petreceri, că asta chiar nu știu. Dar astea sunt alte orașe, wow, da, altă zonă, nu știu ce este asta. La muzeu, unde să mergem noi totuși? Asta e tot casa noastră, ce putem face la noi acasă. Că noi avem nevoie de o petrecere, să spunem așa, iar Peri ăsta mănâncă în prostie. Nu se mai satură de mâncare. La travel, nu? Nu, să mergem la petrecere. Să mergem la o petrecere, dar chiar plan social event, cred. Poate așa, vom merge și noi la o petrecere. Ce e asta? Da, mă, asta e, nu? House party, da, house party. Să ne ducem la o astfel de petrecere. Așa, și cum dăm? Cu Alex, ar trebui să ducă Peri și el destul de comunicativ, să spunem. Îi luăm pe amândoi, nu? Merge pe amândoi? Cred sau, ba da, cred, a, da, merg amândoi. Dar când? Asta așa este, în maxim 8 ore. Păi de acolo la timp, să vedem în câte ore plecăm, înțelegi? Cred că așa va trebui să facem. Unde este acolo? Asta au fost prietenii noastre. În 3 zile nu știu la petrecere sau cum, că n-am înțeles. A, în 3 zile începe munca, da. Alex este astronaut, mă. Așa, da, avem un mini concediu, să spunem. Da, deci mergem cu Alex neapărat în oraș ca să vorbim, asta este lucrul important. Și normal, pe lângă asta, golirea coșului de gunoi care mi-a mâncat sufletul, să spun așa. Sperăm să găsim o soluție la asta. Mergem în parc, așa, să mergem și noi în parc, poate acolo sunt, poate acolo este lume mai sociabilă. Pizdărie pe acolo. Hai, încarcă-te odată, rombule. Așa, am intrat în parc. Priviți parcul ăsta, parcă e grădină botanică. Dar ce, nu ne mai văităm, nu prea vedem lume și chiar nu e lume în altă parte. Deci cred că trebuie să ne ducem în altă. Bun, hai să mergem la puștanii ăștia. Sunt băieți, dar sunt buni și ăștia de comunicat. Altă lume nu cred că mai găsim. Uite, bă, stăm la coșul de gunoi, suntem boschetari. Ia, unde ne ducem noi? Alergăm? Ce facem aici? Hai să facem puțin sport, dar... mamă, și duș trebuie să ne facem iarăși neapărat. Uite-i pe ăștia, hai să vorbim cu ei. Uite, au venit aici, sunt mai mulți oameni. Au, sunt la o masă. Uite pe ăla. Hai, mă, tată, să vorbim cu ei. Și apoi neapărat trebuie să ne facem și un duș. Joacă șah singur, săracul. Vai de mama ta. Dar nu văd așa pe primul loc ăsta cu dușul, mai ales că ar trebui să ne mai odihnim noi. Dar chiar Peri unde e? Cred că e în acțiune acum. Sau eu știu. O fi la muncă, Peri? Nu știu. Dar nici nu ne-am dat seama, nici nu ne dăm de fapt seama dacă este la muncă. Să vedem, vorbim cu cineva. Eu știu, o invităm pe asta. Bă, Bella asta e jegoasă rău de tot. Hai să vedem, dacă merge cu Bella, o invităm undeva în parc sau, nu, la night club, la club de noapte, mă, dar uite-mă aici m-ar fi destul de frumos, știu eu, la o astfel de locație să o invităm pe Bella. Bella, hai fata mea, cât stăm după ea și ea tot nu vrea, ea crede că Peri e mai șarmant ca noi, suntem cei mai buni la pat, știi. Ia uite-o, mă, hopa, ce frumoasă este azi. Hai să vorbim cu ea, Fani, normal, nu o să ne dăm la, știu eu, nu o să ne dăm la ea. Hai, domnule. Bun, ăla-i, mă, ăla-i, level up, ăla e comedie, amuzant, frumos. Frumos, bine că am mai socializat și noi. Așa, Fanny, din nou să mai vorbim cu ea, că Bella este cea mai importantă. Râzi ca muta la banană, ca maimuța la banană. Așa te uiți la noi. Ce râs urât are Alex ăsta. Nu mai are voce de voce. A cucerit-o pe Bella, nu mai. Vorbim cu negresa aia, mă. Ia eu să vorbim cu negresa aia. Dacă nu mă știu, ne avea în cap. Sau tot cu Bella, Păi da, am venit cu Bella, nu o lăsăm așa. Hai să o invităm undeva. Invit tu... Păi n-am invitat-o. Am invitat-o deja, da. Să o luăm la masă. Unde, doamne? Deci la discus interes, mai bine să mai discutăm ceva cu ea. Sau mai de așa, de friendly... Ce să mai vorbim cu ea? Mama, acum sperăm să meargă. Bun, bine, bă, ia uite, bă, cât de sociabil a devenit Alex. Să vedem totuși dacă a mai crescut și el acolo la Fanny. Eu zic că ar trebui să dormim, mamă, și chiar neapărat trebuie să dormim și apoi să mâncăm și să ne spălăm. Dar cred că în acest episod ultimul lucru care vom face va fi să dormim. Să vedem, dă-i discuții interes acolo. Așa, și apoi ne vom face și noi treaba noastră. Așa, mă, așa, ăla e Alex. Și acum zi ceva, mamă, zi ceva de dragoste. Nu, să dăm o impresie. Deci vezi că nu e bine să ne grăbim. Oh, ne-am luat și în brațe, gata, e cea mai bună prietenă. Aha, merge la baie. Ulu, ăsta e mor, băi, unde te curci pe jos. Haide, mă, că suntem morți de somn. Uite, ce mers crăcănat are. Bun, e bine că am vorbit cu ea. E perfect că am vorbit cu ea. Și acum, știu eu. Wow, dar ce facem, mă, ce luăm aici? O bere, ce e asta? Și a trebuit să ne culcăm. Vedem acolo că ne trebuie multă energie. Peri ăsta nu mai vine, mă, și el de la muncă. Mai ales că a demisionat. Nu cred că au trecut alea 3 zile. Hai să mergem acasă, hai să mergem în sfârșit și noi acasă, mai ales că suntem morți de somn. O lopom să plimbăm ăsta. Așa, să ajungem direct acasă. Deci, în continuare, să vedem cât de mult s-a mai împuțit casa noastră. Mai ales că ne trebuie neapărat, după cum vă spuneam, îngolirea coșului de gunoi și nu ne dăm seama. Bă, al dracu, coș de gunoi, e imposibil. Ia, mai pute... Ia, cred că e golit. A, ce mai speranțe ne-am făcut și noi. Ce trebuie să facem, mă? Cred că se tăr ceva. Mamă, dar trebuie să ne culcăm oricum. Aha. Și ce v-am făcut dacă l-am pus aici în față? Gata, mă, l-a șters, mă. Ăla e, mă. Ăla e și gunoiul, putem să-l ștergem. Bine, mă, așa. Băi, măcar am scăpat de el. Mamă. Măcar am scăpat de coșul de gunoi și luăm altul, chiar mai șmecher. Ăla-i, mă, Toti, mă. Toti. Bun, și gunoiul ăsta, uite, să-i dăm delete de aici. Îl punem așa, îl punem la gunoi. Hai, mă, pune la gunoi. Ăla e, mă, și acum du-te odată și culcă-te că ești obosit. Bun, bă, în sfârșit am scăpat de coșul de gunoi. Mi-a luat o povară după suflet. Și asta este foarte bine. Și ne-am luat chiar un coș mai mare ca să nu se mai ducă atât de vreme. A venit Bella. Ai de capul meu, a venit Bella, i-am furat-o lui Peri. Ce să-i fac, mă, dacă el așteaptă până moare, până moare. Dar nu cred că putem vorbi cu ea normal. Nu putem, că dormim. Și cred că a și plecat. Și apoi trebuie iarăși să mergem la toaletă după ce am făcut, după ce vom termina acest somn. Bine că s-a sculat. Și hai să folosim toaleta. Așa. Dar ce pute așa, mă? Trebuie să te și speli. Hai de capul meu. Și apoi să mai și mănânce. Câte lucruri trebuie să facem. Bine că ne-am mai odihnit. Spală-te, mă. Ia uite-mă, și abia acum doarme și Peri. Asta e în acțiune mereu. Dar tot nu știu dacă s-a dus la muncă. Să ne uităm dacă s-a dus sau a făcut ceva Peri ăsta. Așa, în 12 ore se duce la muncă. Da, noi în 2 zile. Noi în 2 zile ne plecăm la muncă. Am avut, cred, un concediu sau ceva. Și hai să mâncăm acum neapărat. Neapărat trebuie să mergem să mâncăm și să vedem ce vom alege. Așa, o salată de asta, eu știu. Pentru 8 persoane, mamă, și să mâncăm doar noi sau cum? Mănâncă la ce le duci tu, Luperi? Bine, le-a dus și Luperi, dar noi să mâncăm ce e aici, chiar nu-mi dau seama. Dar mâncăm care la cuptor, asta e bine. Bine, bine, mă, bine că am mai și mâncat. Avem energie bunicică, am reușit să ne potolim foamea, să ne mai culcăm puțin. Iar apoi va trebui să și vorbim. Unde a plecat ăsta? Au, bine, s-a dus în sfârșit la muncă. Mamă, mafiotul a plecat în delegație. S-a dus să fure și el. În sfârșit a plecat la muncă băiatul nostru. Sună telefonul, sună... Oh! Oh my fuck! A sunat Bella. Hai, mă, vorbește cu ea. Pf, hai, mă, vorbește cu Bella la telefon. Cum s-o refuz o fată ca Bella? Deci am pus-o pe gânduri, asta e bine, asta e foarte bine că am pus-o pe Bella pe gânduri. Așa, mă, bine, mă, bine, mă, Bella, Bella, să o sunăm noi, să o sunăm noi, nu? Așa, ce tweet. Pă, Bella, Bella Goth, am devenit acum cei mai buni prieteni cu ea și cât ne chinuiam. Acum și trebuie să spălăm și vasele, după cum vedem. Asta nu e doar treaba lui... Bun, mai avem 2 zile în continuare, asta nu e doar treaba lui Peri. Ușa, iar se uită la televizor, dar iar se uită la televizor și ne-a mai crescut și la fan. Ăulu, ce facem acolo? Trebuie să o reparăm, trebuie să o reparăm imediat. Haide, băi, meseriașule. Da, știu asta. E meseriaș băiatul, mă. El a reparat și frigiderul. Deci dacă nu e Alex în casa asta, e casa asta, duce la vale. Nu, nu, hai să băgăm asta la gunoi, să spălăm aia și apoi vom vedea ce mai face, poate atunci să o mai invităm pe Bella. Așa, să adunăm gunoiul, dar am mai luat niște bani, a câștigat destul de puțin, 63, asta nu, deci nu e cea mai bună, cea mai bună meserie, dar e destul de obositoare așa, după câte am văzut. Așa, clean up. Spălăm aia, hai să spălăm odată și vasul ăsta. De fapt, vasele erau mai multe, ai văzut, mai era un vas la PC, le-am spălat pe toate, ne mai uităm la televizor, e disperat omul ăsta după televizor, să mâncăm și acest iaurt. A, da, mă, iaurt la o telenovelă e perfect, știe că a înghețat-a după ce ți s-a frânt inima. Trebuie să flirtăm? Trebuie să flirtăm. Să vedem cu cine flirtăm și noi, cu Bella, cu cine putem să flirtăm. Să o invităm, mă, să o invităm pe Bella undeva. De doamne, era cam și uita. Invit, așa, să o invităm pe Bella, mă. Bella, vrei să mergi în Hawaii? Știu eu, acolo poate o invităm. Da, o săracul Peri n-a mai făcut și el nimic, n-a mai făcut în dragoste. Care o mai fi viața lui în dragoste? Unde ne ducem noi acum? Că energie avem, de toate avem. Aoleu, ne îmbrățișăm, mă, cu fratele nostru. Ăla e, mă, ăla e. Acum e aproape la maxim asta cu fanii. Dar chiar, mă, nu vine Bella Goth, Bella Gothic. Hai, Belo, Belo, vin odată, maica Domnului. Nu vreau să vină? Mă, dar cât consumă băieții ăștia, cât mănâncă. Nu, acum a băut, mă. În sfârșit, pe trebuia să mai bea și el. I-a fost sete, cred eu. Așa. În scurt timp terminăm parul ăsta de lapte sau ce-o fi el. La baie nu avem nevoie să mergem. Ne-am potolit și foamea cu acest lapte sau ce am avut noi aici. Bă, știi, nu trebuie să fim atât de insistenți. O disperăm pe fata asta. Yeah, what? I'm sleeping. Oh, Kelly Leather, cred că doarme. Doarme, mă, săraca Bella. Ia uite-l, mă, pe Peri, mă. Bă, e incredibil băiatul ăsta. Ia, bă, să facem și noi, ce numai Peri. Facem și noi exerciții fizice. Ia uite, face și baie. Ăla e, mă, păi numai Peri, mă, să fie cu așa ceva. Facem și noi musculatură. Așa, mă, aruncă și tu. Ți aruncă mâncarea la gunoi și spală-le, așa, bun. E harnic greu, s-a făcut mai harnic decât Peri, s-a făcut și mai sociabil Alex. E boss de boss. Mai intrăm, ne mai ducem în oraș. Să mai mergem în oraș, vedem ce mai găsim acolo. Uite, mă, ne uităm la meci ce ăsta. Prezentatorii, ia ce prezintă acolo. Prezentau de sport, oricum. Mă rog, era gimnastică și meciuri, era antrenamente de fotbal. Unde să mergem noi? La green? Ce să căutăm pe aici? Mergem în parc? Nu, dar e cam târziu. Hai să mergem în parc. E zi, nu? Mergem în parc și noi. Să ne folosim așa de zilele astea libere pe care le avem. De mini-concediul ăsta pe care le avem. Să vedem dacă vom găsi oameni cu care să vorbim în parc sau dacă ne vom face de râs. Vom vedea, vom vedea. Oricum... Cam acesta a fost episodul de astăzi, ne-am ajuns în parc, dar eu zic că îl vom opri aici și nu uitați de like, până data viitoare, eu am fost Ultra, sayonara!